Mariana Calfa a avut două relații de lungă durată, prima cu Eric, un om de afaceri din Germania. Au fost împreună timp de 8 ani, în perioada în care pictorița locuia acolo. S-au despărțit, ea a venit în România și a construit castelul la care visa de mică și l-a cunoscut pe cântărețul Gheorghe Gheorghiu. Nici relația aceasta nu a rezistat mai mult de 4 ani. Apoi, în 2011, Mariana s-a întors în brațele fostului iubit din Germania, primise inelul de logodnă, iar nunta era inevitabilă. Până când, surpriză, omul pe care credea că îl cunoaște cel mai bine a dezamăgit-o. L-am prins cu un bărbat în pat. După alte câteva relații pasagere și multe dezamăgiri, pictorița în vârstă de 42 de ani a hotărât nu se va mărita niciodată, decât dacă viitorul soț se încadrează niște tipare și respectă câteva reguli stricte. Să nu bea, sau cel puțin să nu bea foarte mult. Dacă se poate să nu fumeze. Și, bineînțeles, să nu fie posesiv, să nu fie gelos, să nu fie răutăcios, invidios. Să-și dorească ca femeia să evolueze, nu să stea la cratiță. Am 4 contracte pregătite, le-am de foarte mult timp și numai în condițiile astea voi face pasul cel mare, altfel nu. Dacă sunteți curioși ce presupun contractele, Mariana ne explică pe îndelete. Un contract cel prenunțial, da? Deci fiecare pleacă cu ce a venit, nu se împarte nimic, pentru că așa e corect. Următorul este în cazul în care vom avea copii, să nu se încerce să-mi sequestreze copilul cine știe pe unde, pe la bunici, pe la nu știu cine, pe la nu știu ce mătușe sau... Deci copilul trebuie lăsat la mamă, indiferent ce se întâmplă. Credeți că e gata? Sunt reguli stricte și în ceea ce privește violența domestică. Pentru o palmă se plătește amendă 50.000 de euro. Bani cu care plec în concediu cu prietenele mele nebune și ne distrăm cariera care era de fapt prima regulă, da. Să nu se ia de cariera mea, să mă lase să fac tot ce îmi trece prin cap și chiar să mă susțină. Cu toate acestea, pretendenții nu se sperie și bat la ușa castelului cu cereri în căsătorie. Sunt foarte multe serioase și, într-adevăr, într-un final, când le spun de toate contractele, nu prea se simt bine. Până să-și întâlnească prințul, pictorița de la castel pictează și se ocupă cu administrarea locuinței. La cele 30 de camere, 15 băi și tot atâtea bucătării, în permanență se găsește câte ceva de renovat și de reparat. Tablourile încă se vând, slavă Domnului, cu sume amețitoare de 1000 de euro. În România pot să încep cu 500 de euro și să zic maxim, să mă arunc cam la 6.000, nu știu, 10.000. Și afară, bineînțeles, pornim de la 2-3.000 și ajungem și la 60.000. Chiar dacă este singură, Mariana Calfa se declară fericită. A învățat să se simtă bine cu ea însăși și a realizat că micile bucurii ale vieții pot fi trăite la fel de bine și în unu, nu doar în doi. Ne scuzați, era să-l uităm pe motanul Bozo, un adevărat membru al familiei și cel care o face pe Mariana cu adevărat fericită. El nu e gelos, nu bea, nu fumează și nu o vrea la cratiță. Mariana Calfa a venit în această seară la noi în emisiune. Bună seara, binevenit. Bună seara. Bună seara. Vă mulțumesc de invitație. O pictoriță abstractă, mi se pare și o viață abstractă pe care o ai, nu? Cu siguranță, da, o viață plină de culori, de farmec, de tot ce este frumos. Câteodată și mai cam mult negru sau gri, nu? Da, uneori, da, sigur. Absolut inevitabil se întâmplă momente. Cum e să-ți găsești viitorul soț în pat cu un alt bărbat? Mă este groaznic. Cel puțin pentru mine a fost îngrozitor. Dar cum s-a întâmplat totul? Povestește-ne, deci, de când ai intrat el în casă. El obișnuia să-mi facă surprize, să vină în România fără să mă anunțe. Eu îl primeam cu mare drag, chiar mă bucuram, wow, surpriză. El fiind din Germania. Da. Și m-am gândit la un moment dat să-i fac și eu aceeași surpriză, să-i întorc surpriza. Și ai avut parte de o surpriză. Da. Și am dormit la o prietenă acolo și m-am dus la 7:30 dimineața. Am vorbit cu taximetristul să mă aștept în fața porții pentru că am simțit că ceva e în neregulă și femeia, știți cum e, simte ceva înainte. Și când am intrat în casă, fiind jaluzelele trase, destul de întuneric la ora aceea, și când am intrat, am văzut o femeie cu părul lung, cu spatele spre mine, așa am văzut. Și când s-a întors, că normal, auzi că cineva intră brusc în cameră, și a întors capul, era un bărbat, cu barbă, așa ca tine. Da, cu părul lung. Da. Nu erai tu, Alexandru. Și atunci am zis, serios? Wow, nu, da. Am crezut că visez, un vis urât.
M-am dus la taxi, m-am urcat și am zis: nu te opri. Taximetrist a zis: dar ce s-a întâmplat? Era speriat. Până ai plecat, n-ai făcut scandal, nu știu, n-ai Nu, absolut nimic. Eu sunt pacifistă, nu, eu sunt extrem de pacifistă și ce să spun, aș vrea să învăț asta pe toată lumea. Am plecat și atât. Ați mai vorbit după aia? Sigur că da, după o săptămână. Și ce ți-a spus? A spus că nu este ceea ce cred. Dar ce? Că nu este ceea ce cred, că era masiorul și că era ziua lui. Și că după ce... Și că i-a făcut un masaj, după care au s-au încins spiritele. Au servit un pahar de șampanie și a dormit. Respectivul nefiind obișnuit să consume șampanie. El și era dezbrăcat? N-am observat pentru că era învelit până pe la jumătate. Și normal, n-aveam să știu, vară fiind, na, omul doarme, nu știu, să zicem că într-un short mai lejer. Și nu știu dacă erau dezbrăcați complet, dar a fost suficient să văd această când se întâmplă asta? Scenetă. Acum 2 ani și un pic, cred că au trecut. Și cele 4 contracte pe care le-ai pregătite în cazul în care urmează să te măriți, erau făcute înainte sau le-ai făcut după? Astea sunt făcute de foarte mulți ani, nici eu nu mai știu, cred că de vreo 10 ani sunt făcute cel puțin în mintea mea și ulterior urmează să se întâmple efectiv, dacă ar fi să spun da vreodată cu adevărat. Nu le reactualizezi în mintea ta contractele? Nu se mai adaugă? Sigur, se mai adaugă câte ceva, sigur că da. Acum, după întâmplarea asta, ce ai mai adăugat? Dacă vreodată îl mai prins cu un alt bărbat? Nu, asta nu, niciodată, pentru că aici ține de încredere și nu trebuie să exagerăm. Eu am ce am scris în contracte, mi se pare cel puțin minimum respect și... Dar cum ai ajuns la suma de 50.000 de euro pentru o palmă? Pentru că în Germania se poate, am trăit acolo aproximativ 20 de ani și am mentalitatea de acolo, acolo m-am autoeducat, acolo am crescut efectiv și atunci normal că am gândesc ca acolo. Acolo și la 20 de ani poți să-ți faci testamentul, dau un exemplu, dacă ai, nu știu, ceva, orice. Chiar și un cont foarte mic de la părinți, îți faci testamentul. Asta este cultura acolo și eu așa am crescut și nu prea vreau să devin românul acela cu mentalitatea românească, pentru că, din potrivă, eu încerc să schimb ceva aici, în acest sens. Acum, prin cele 30 de camere pe care le ai, există și un prinț cu care te bucuri? Mai întotdeauna există un prinț, sigur că da, întotdeauna există un prinț și acum există un prinț, chiar dacă am încheiat o relație acum 2 luni jumate, aproximativ 3 există, dar întotdeauna prinții mei există foarte bine acoperiți, adică secret, pentru că media știți cum e, așteptă un deliciu, să ne despărțim, să ne certăm, să ne tragem de păr, de urechi. Și nu ne vreau. Poți spune, dezvălui nimic despre prințul tău? Nu, decât atunci când sunt un pic mai sigură. Adică, de ce nu ești sigură? Să fiu sigură că acel prinț va înțelege viața mea pe care o am în momentul de față. Aceste 4 contracte? Nu. O să acum, nu e nicio problemă. Le aude acum, Cred că s-a dus sau nu. Da, acum le aude și... Una din două. Da. Ori se duce în club, ori... Da. Și atunci e un semn bun. Și dacă rămâne, îmi demonstrează că nu este un escroc sentimental, așa cum am cunoscut pe raza României, nu mai scroci sentimental. Și îmi pare rău că spun asta, dar o spun din experiență. Deci acum nu mai vorbim de acel neamț? Nu, nu. Acum nu. Vorbim de alții. Nu, acel neamț a fost un om extraordinar și chiar dacă mi-a făcut ce mi-a făcut, vreau să spun că acel om mi-a dat foarte multă putere, încredere în mine. El m-a susținut să fac acest castel, m-a ajutat din toate punctele de vedere, mi-a fost impresar pe zona de pictură. Eu le vindeam cu niște prețuri mult mai mici, el spunea nu, merită mult mai mult. Și chiar vreau să spun că a făcut lucruri foarte frumoase. Castelul ai construit din banii de pe picturi? Sigur că da, numai că picturile le-am pictat eu, chiar dacă el a fost impresarul meu și m-a ajutat foarte mult. El mi-a dat încredere în mine și asta contează enorm. Dacă ai o femeie care are niște calități de acest gen și dai încredere în ea, poți să faci minuni, adevărate minuni. Picturile le vinzi la noi în țară sau în străinătate? Bănuiesc că nu la noi în țară, că altfel n-ai fi reușit să strângi atâția bani. Eu mai mult în străinătate, pentru că acolo am conexiunile, eu pictez abstract și acolo se poartă acest stil de pictură. Am observat că și România au adoptat din acest stil și mă bucur foarte mult că sunt oarecum prezenți în acest stil. Și dar cât e și acum o pictură de-a ta, da. Să ne spui cât costă o pictură. Cât costă și... De, uite, de exemplu, pictura asta pe care ai adus-o. Asta cam cât costă?
Mai într-o mărime atât de mică, da. Pentru că este o mărime mică, într-adevăr, ce să spun, pentru România poate să pornească de la 1000 de euro și poate să ajungă până la 3000 și jumătate. Iar în străinătate poate să ajungă chiar și la 20.000, să zicem. Vorbesc serios? Da, vorbesc serios. Păi așa nu-i de mirare că ai construit dita mai castelul. În cât timp a fost gata castelul? Măi, cam în 3-4 ani s-a tot construit la el și acum tot schimb anumite lucruri, pentru că într-o zi vrei altă mobilă de bucătărie, alt dormitor. Într-o zi vrei alt turn? Da, adică de exemplu, așa. Acum câteva zile mi-am schimbat mobila de bucătărie. Și cât a costat, ne poți spune? Aproximativ. Peste un milion. Peste un milion de euro. Da. În toată perioada asta ai avut reprize, perioada în care nu ai putut să vinzi și ai mai stagnat cu lucrările? Sigur că da, uneori am stagnat, dar Eric, fostul meu logodnic din Germania, m-a ajutat și acum m-a ajutat dacă îi cer, sigur că da. M-a ajutat foarte mult, fără el poate nu aș fi reușit să construiesc atât de mult, poate aș fi construit, să zic, un sfert sau jumătate, habar nu am. Dar din picturi cam cât ai câștigat și ai băgat în castel? Un sfert din picturi și nu? Să zicem că banii mei, acum sincer vorbind, cu cărțile pe față, să zicem că dacă nu ar fi existat acest Eric care a fost și pe zona de pictură ca și impresar, probabil că, nu știu, cred că un sfert sau o jumătate, un sfert mai, hai să zicem un sfert, pentru că eu mi-am ajutat foarte mult și familia cu bani și atunci nu mi-am permis să investesc numai pentru mine. Eu sunt așa un suflet mai generos și... Familia ta se află tot aici în București? Da, sigur. Da, și am ajutat foarte mult și pe ei și mă bucur că am putut să fac asta și o să-i ajut toată viața mea. Mariana, mă gândesc că acest tablou costă cam 200.000 de euro, dacă acel micuț costă 20. Mai nu chiar 200.000, dar dacă cineva îmi dă 200.000, cu siguranță n-am să refuz. Dar te cred. Cam cât costă? Ăsta cam 40-60, cam așa să zicem. Dar sunt și picturi mai complexe, mai mari, la care investesc mai mult timp și mai multe sentimente și atunci normal că pot să cer mai mult, pentru că românii au case mici, preferă picturi mici, de aceea am venit cu picturi mai mici ca și dimensiune, iar afară preferă picturi cât, să zicem, ecranul de acolo. Mariana, mi-a venit întreținerea acum la începutul lunii trecute la apartament, nu știu cât, 200-300 de lei. Ție cât îți vine întreținerea la castel? Cam destul de mult. Cam cât? Aproximativ. Poate să vină și 70 de milioane. 7.000 de lei, adică da. 7.000 de lei. Și iar, s-a întâmplat să vină și 8.000. S-ar putea, friguroasă, da. Așa. Când este foarte frig, poate să vină și 8-9.000. Cel puțin, 9.000. Da. Dar încălzești toate camerele sau doar în cele Da, pentru că iarna casa trebuie protejată și chiar dacă nu se locuiește în camera respectivă, un pic de căldură trebuie, pentru că... Sunt foarte curios dacă ai văzut chiar toate camerele din castel. Le văd, sau dacă le văd ai folosit foarte toate camerele. Am folosit, sinceră să fiu, n-o să credeți, cam 80% dintre ele, pentru că înainte aveam eu așa o fantezie să mă mut din cameră în cameră și la o lună de zile, o lună jumate mă mutam. Și la un moment dat m-am plictisit să tot car bagaje, iar să le pun, iar să le așez, să nu știu ce, și acum nu mă mai mut, stau într-un loc pe care unde mă simte cel mai bine și unde pisica mea s-a așezat acolo, unde a simțit ea energia pozitivă. Și unde doarme foarte bine, motanul Bozo. Așadar, un prinț atunci când ajunge la tine în castel nu se plictisește, nu? Nu. Păi te caut, te găsește, îți dai seama. Niciodată nu se plictisește, nu. Nimeni nu se plictisește acolo, nimeni. Dar cu 15 bucătării ce faci? Păi ce să fac? Eu folosesc doar una, restul... Eu am musafiri acolo, nu stau niciodată singură, deci ca să înțeleagă lumea. Deci nu sunt niciodată singură acolo. Am o parte din familie, rude, prieteni, noi facem petreceri. Uneori se întâmplă să am și un chiriaș, 2-3, nu știu, habar n-am. Se întâmplă pentru că nu vreau să fiu singură și atunci când plec din țară vreau să am oameni de încredere, să aibă grijă de tot ce este acolo și să îi dea mâncare lui Bozo și să-l mângâie și să-l scarpine pe burtică. Dar cum e viața la castel? E cam povești? Exact, cam povești. Deci toți care vin acolo, fără să exagerez, în primul rând, timpul stă în loc. Doi, te simți cam ca la munte, adică brăduți, liniște, n-auzi tramvaie, n-auzi nimic. Și vara mai auzi un cor de broscuțe, cam atât. Adică e o liniște. Dar viața de prințesă cum este? Cam povești? Viața de prințesă este cam povești, dar uneori este un pic cam dificil. De ce? Pentru că, îți dau un mic exemplu. Dacă vreau să repar ceva, normal, într-o casă mare se mai strică una alta, mai schimb ceva, trebuie să merg cu muncitorul respectiv în magazin personal,
că dacă nu mă trezesc cu cine știe ce lucruri ieftine pe care le cumpăr nu știu de unde, nu am să-ți dau bon și după două luni se strică. Dar nu ai un ajutor la casă? Am, dar nu am fost de încredere și îi tot schimb. Îi schimb foarte, foarte mult, mai ales menajerele, doamne, am schimbat nu știu câte, dar foarte. Ai un loc de muncă disponibil în momentul de față? Da. Că poate facem pe Facebook, la noi da? O recrutare. Da, în general am și locuri de muncă. Și ce cauți acum? Acum caut o menajeră de încredere care să nu-mi fure bijuteriile. Pentru că prima menajeră din Castel mi-a furat toate bijuteriile de la Eric. Poate? În valoare de... Nu pot să spun. Le-ai recuperat? Deci prima... Nu, pentru că era schizofrenică, cu acte în regulă, deci am făcut săpături, nu a fost la mișto. Deci femeia soțului murise într-un accident de circulație, copil de 18 ani, crescându-l singură, cu probabil margarină și pâine prăjită, deci nu se poate. Și atunci am zis, ok, altă dată sunt mai atentă și am grijă ce bag în casă. Am dar altceva ți s-a mai furat din casă? Altceva ți s-a mai furat din casă? Altceva, am mai avut o menajeră după niște ani care îmi fura toate oalele și paharele. Avea ea un... O manie. Da, o manie, oale, lenjerii și pahare. Se gândea că nu gătești. Și, da, exact. Și eu chiar nu știam ce dispare din casă, pentru că negătind nu știam. Și la un moment dat mi-am dat seama că aveam pe tot pentru click, trebuia să gătesc ceva și nu mai aveam oalele mele preferate. Când m-am uitat, wow, afară, gata, m-am dus, noroc că am mai avut timp să... Când am filmat la tine zilele acestea, a fost tot în regulă în casă, n-ai, acum, n-ai găsit nimic lipsă, nu? Acum da, pentru că acum am o menajeră de încredere și îi mulțumesc. Dar mai cauți încă una. Da. Mulțumim frumos că ai venit. Și eu vă mulțumesc de invitație. Mulțumim mult de tot.